îți dai seama că ai îmbătrânit. Ah. După activitățile pe care alegi să le faci în zilele libere. Eu știu că mi-am dat seama că am îmbătrânit. Ah. Când la primul dimineața când m-am ridicat, m-am făcut marginea patului și când m-am ridicat am făcut hop și așa și m-am pușcat genunchii. Apropo de îmbătrânit, eu am îmbătrânit ieri cu încă un an și se simte asta, pentru că astăzi suntem liberi amândoi în timpul săptămânii, ceea ce se întâmplă destul de rar. Și ce am ales noi să facem astăzi, în ziua noastră liberă? Să mergem la cumpărături. Dar, de orice fel de cumpărături. Da, niște cumpărături un pic altfel. Pentru că, tot din cauza că suntem bătrâni, ne-am dat seama că ar trebui să avem un pic de grijă și să facem economie în anumite părți, în anumite zone unde se poate. Și vorbeam în urmă cu ceva timp cu Varmea la telefon și ne plângeam noi ca două cațe. Cât de mult s-au scumpit toate. Când te duci la Lidl și iei o plăsuță de aia mică și am mai cheltuit 150 de lei. Și dacă mai cumperi și produse de curățenie sau de îngrijire personală, deja explodează bonul. Așa că astăzi mergem la un depozit Angro, de unde o să cumpărăm produse de îngrijire personală și detergenți, chestii pentru curățenie, la prețuri mai bune, sperăm noi. Să sperăm, și nu numai că asta va fi economia, sau cea mai mare economie, nu e numai de, sau numai pe planul ăsta, ci pentru că, nu știu cum e în cazul vostru, dar pentru mine, atunci când mă pun să fac curățenie, de exemplu vreau să spăl geamurile, și mă trezesc că am rămas fără fâs din ăla de geamuri. Și mă urc în mașină, mă duc până la cel mai apropiat butic, îl cumpăr de acolo cu adaos comercial, evident, și am cheltuit odată bani în plus, odată timp și încă odată carburant. Și treaba asta nu funcționează foarte bine, așa că am zis să încercăm să facem un pic lucrurile diferit și să mergem cam de două ori pe an să cumpărăm Angro, lucrurile de care știm că avem nevoie și care nu sunt perisabile, pentru că în pandemie am observat că în ceea ce privește mâncarea, cel puțin, nu e o idee foarte bună, că s-ar putea să cheltui mai mult pentru că nu le consumi în timpul de valabilitate. Sau uiți atunci, că le ai, știi, da, și asta, că și nu mai știi ce ai ce. Altceva. Da. Deci sperăm să fie a good call decizia asta și o să vă arătăm și cum e acolo la Side, pentru cei care sunteți din Timișoara, poate sunteți familiarizați cu magazinul. Ei aveau un depozit destul de mare undeva în oraș pe lângă Euro și acum de ceva timp, cred că e un an deja de când au deschis, doar că n-am fost noi niciodată, au deschis un depozit mult mai mare undeva către autostradă în Giarmata, așa că acolo mergem astăzi. Am ajuns. Sunt foarte multe locuri de parcare, foarte mari locurile de parcare. Probabil sunt pentru dube, pentru că vine lumea să cumpere Angro și nu e deloc aglomerat. Ești foarte devreme, deschid la 8 și duminica e închis. Ca vreau să vin cu mama duminica trecută, dar e închis. Ne-am parcat fix la botul calului, la Mecca. La intrare. Astăzi am o zi bad hair day. Să încerc să pun aici, bătă vântul. Mie mi-a plăcut. S-a plăcut așa, cum curat? Da, da. Ești foarte frumoasă. As always. Mai bine de atât. You're like a diva mami. Diva mami. Diva mami. Mă și îmbrăcat like a mom. Da. Te auzi. That was unexpected. Da. Ne-am făcut legitimație, pentru că e ca la metro și la Selfcross, ai nevoie de legitimație. Ne-am făcut legitimație pe firmă și putem să folosim și pe firmă, pentru cabinet și pentru persoană fizică. Și am ajuns direct în zona care ne interesa cel mai mult, cu hârtie igienică. Deci aici cu hârtie igienică avem o problemă, că noi veșnic rămânem fără hârtie igienică. Și, mă rog, aici mai trebuie să țineți cont și de faptul dacă aveți sau nu spațiu de depozitare. Dar pentru noi e ok. Avem unde să depozităm mai multe role de hârtie igienică și asta o să facem. O să luăm mai multe și detergenți. La detergenți am văzut super preț la Ariel. Podzurile astea sunt 65 de lei dacă iei 3 bucăți. Cu 65 de spălări, deci vine un leu spălarea și dacă, mă știu, dacă luam din magazin era undeva la mai mult de un leu, dacă luam
de la Carrefour sau de la Auchan, depinde și ce oferte prindeam, dar un leu e super preț. Vrei să luăm din ăsta lichid mai degrabă? Da, așa e. E 100 de spălări, 66 de lei. E 60 de lei dacă luăm 3 bucăți. Da, nu. Mie singura chestie care mă deranjează, pe mine singura chestie care mă deranjează la asta lichid e că nu știi exact dacă pui. Păi eu pun maxim tot timpul. A, păi da, dar aia nu înseamnă că ți ajunge 100 de spălări, știi? Da, da, mai... E așa, că duci și întors. Faza cu pastile, eu acolo, la alea pliculețe, tot timpul mă întreb, pentru că la mașina e mare. Păi da, și nu știu la cât e gândită... Când ai o mașină de 8 kg, pui 2. Păi și atunci tot e nici mai rău, că se înjumătățește numărul de spălări. Da. Da, păi luăm așa dacă vrei. Dash din asta? Da. N-am mai folosit. Da, vedem cum e. Arielul măcar știm că e bun. Păi și au și din asta sticlă. Sigur, trebuie să aibă, da. Pe partea cealaltă. Hai să vedem. Hârtie igienică. Hârtie igienică. Dar nu milde. 3. Țeva. Țeva de lux din asta. Asta am observat la hârtie igienică, că dacă folosești din aia ieftină, consumi mult mai multă și de fapt cheltui mai mult decât dacă cumperi una de bună calitate. Pentru mine țeva e, Andrei, că acum avem milde, avem milde că ai găsit la butic, da? Țeva e the best. The best? The best. Da, păi luăm așa, la 3 bucks-uri din astea? Da. Păi putem să luăm câte vrem, că minim 3 trebuie să fie. O să iei și 5, nu trebuie neapărat multiplu de 3, știi? Nu cred, cred că la 3, la 3 se tot aplică ăla. Minim, minim 3. Dar câte? Vezi că nu știm câte, dar am umplut coșul. Nu știm câte vrem. Gata, ajunge. Știm că multă, dar nu știm câte. Ajunge. Da. Acum, dar nici nu am să o depozite. Nu umplu casă de hârtie igienică. Hai, că vedem. Vai. Vai, vai. Dar oricum rămâi. Oricum rămâi. Când știi că ai, rămâi. Pentru că știi că crezi că ai și nu știi când se termină. Da, dar cel puțin 2 luni de zile nu mai rămâne fără. Vedem, Matei, a ta hârtie igienică se scumpă. Face uz de ea. Un igienol ar trebui să luăm. Sau trei. Ăsta albastru deschis miroase frumos, dar avem deja. Ăsta? Ăsta altul. Vrei să iau din ăla? Până de la avem. Ia din ăla dacă... Să avem și de altfel. Ăsta albastru sau verde? Ăla verde știu cum miroase, e clasicul. Ăsta îmi aduce aminte de pandemie. 10 lei. 8, 9 lei, 89. Da, în ritmul ăsta, să mai zicem un căruț. Da. Ce fel era asta? Haute couture, la magnifique? Da, ia din alea. Tot așa, 3? Da, stai să le miroși pe restul, că mie îmi place să-mi fost chestii. Păi după 2 nu mai simți. Asta nu? Da, asta e foarte... Chimic. Chimic, da. Dar eu știu ce-aș vrea? Eu-aș vrea din ala ce folosim acasă. De la o... Trezorii d'Orient. Bă, dar e numai la un litru, cred. Și ăsta cât are? Un litru 200. Hai să dacă găsim. Hai că suntem numai la intrare. Da, și deja ne-am blocat. Da. Detergent am luat din ăsta Dash până la urmă. Am zis să încercăm. Oricum nu avem haine foarte murdare, adică... Păi da, numai de transpirație le spălăm, până la urmă. Deodorant, nici măcar de transpirație. Eu le spăl de transpirație pe ale mele. Ale tale de la spre tale. Deosebire de voi. Am luat și cafea și acum Andrei a văzut că au Bira Moretti Sale di Mare. Lui îi place foarte mult berea asta. Nu mă așteptam să aibă și produse alimentare, dar am văzut de la apă plată, la bere, la, uite acolo, tot felul de ceaiuri, ciocolată. Destul de variată gama de produse. E bun prețul? Păi da, ea în magazin e spre 5 lei. Și aici cât e? 3 lei 60? 3 lei 60 dacă ia. Bine, la 4 bucăți, nu înțeleg, 4 bucăți din astea sau 4 bucăți din astea? Da, nici eu nu înțeleg. Da, da. Și 3 lei 84 cutii spre față de 5 lei. Păi cred că poți să te duci să mai aduci un coș. Hai să vedem ce mai. Numai ce am intrat, deci ca să faceți o idee, acolo e intrarea, da? Și am fost acolo la detergent și acum aici. Ne-am făcut 2 pași. Da, și am umplut coșul. Hai că poate mai ne oprim.
Deci în zona de cosmetice vă caut tot felul de măști la prețuri bune, nu știu brandul ăsta sens, dar 4,60 lei. Mă gândeam să iau mai ei, că ei îi plac, eu nu prea am timp să-mi fac măști. Iată, drăguț așa. Sigur o să-i placă astea. La deodorante iarăși am observat preț foarte bun. Noi folosim Dove Go Fresh ăsta. 12 lei și 19 bani dacă cumperi minim 3. Așa, de la DM, ultima oară am luat cu 20 sau 20 ceva varianta asta mare. Iarăși preț foarte bun la sacii de gunoi. Au fost, cât ai zis că a fost 5 lei 30. 5,30 lei, zicea că Andrei că ăștia de 120 de litri îs... 9, 10, 11, 12, 15, 18, depinde de firmă, știi? Uh-huh. Și astea prețul foarte bun, foarte bun. Deci astea pe EMAG, cea mai ieftină am găsit-o 40 de lei, cea mai ieftină, și aici am dat pe ea 24. Da, deci a fost o afacere bună. Sunt curioasă cât plătim la final. Da, că... Băi, asta e afacere bună când ai niște... Te poți lipsi de niște bani, că da. Așa dacă nu te poți lipsi de bani, nu e afacere bună niciuna, că îți lipsă. Corect. Deci fiecare cu ce-l doare. Eu am cumpărat șampon, balsam, deodorant, măști pentru Maia. Andrei zice, a, uite cât apolonicu. Asta ne trebuie când facem ceaun. Mm-hmm. Facem un gulaș din ăla așa, să scoți de acolo, jap, jap, direct, mânci direct din polonic. Dacă e de mare, e cât un castor de ciorbă, îmi pui mea, nici mă, e lingura și mânci de aici. Asta cred că mai mult pentru zona Horeca. Dar sunt foarte drăguțe. Am destule, e ca și când îmi trebuie, dar drăguț. Eu tocmai am primit un voucher de 40% reducere la Lidl, la produsele alea de gătit al lui șef Florin Dumitrescu. Ne băgăm? Că trebuie ceva? Uite, ia să ne cartofi. Ce? Finest. A, da, de servit cartofi. Mm-hmm. Și asta ce? Cratiță cu capac și mâner. Nici pot să scot de aici. Da, exact ca o pară arată. Ai, lipsește muțul ca să poți să o bagi aici. Dar de ce ai gătit într-o oală care arată ca o pară? Nu înțeleg. Oameni și oameni. Da, e interesantă. Da, adică oamenii fac obsesii pentru chestii. Pentru căpșuni, pentru pere. Lavandă, pentru... Pentru pere. Pentru ciuperci. A, da, tușe. Așa că... Dacă era una în formă de ciupercă, fi sigur că îmi cumpăram. Eu ce zic? Fiecare cu obsesiile și piticii lui după creier. Balsam de rufe eu în general nu prea folosesc la haine, dar folosesc la prosoape și la lingerie. Și ăsta îl căutam, Tesorii d'Oriente, Muschio. Muschio Bianco. Ăsta îmi place mie foarte mult. Și foarte bun preț, 12,59 lei dacă iei 3 bucăți. Mopuri. Da, am luat. Da. Andrei m-a întrebat dacă am luat balsamul de rufe. Am găsit mopurile astea. Eu am luat din Leroy Merlin. Unele mult mai mai groase, adică ca și gramaj era mult mai mare. Încă pe ăsta nici nu scrie gramajul. Dar mi-a plăcut super mult. Și sunt așa cu lavetă din asta. Deci nu sunt nici cu șnur, nici cu microfibră. Doar că nu găsesc la mai multe grame, cred că ăsta îi pare mai mare. Sau e tot la fel. Vreau mopuri din alea, știi? Cum avem alea de acasă, dar nu găsesc. Mm. Ce ți-ai luat? Deodorant de mașină? Ah, cu bubblegum. Da. Ia, până tine acolo. Alea de pe jos, nu alea? Care? Care? Alea de jos. Păi, nu, cu din asta vreau, așa. Stilul ăsta. Doar că la gramaj mai mare. Poate cu lavetă din asta. Mie îmi place cum spală alea. Dintre toate pe care le-am folosit, ăsta mi se pare cel mai bun. Doar că nu strimul mult mai mare, știi? Mai mai mult spor cu el. Da, da. Nu, nu-mi plac nici astea cu moțoței. Da, luăm 3 din astea. De care? Din alea, cum? Da. Să încercăm și ăsta, să vedem. Mai mie îmi plac alea. Mi se pare că spală foarte bine. Da. Am vrut să-mi iau vopsea. Vopsea pe care o folosesc eu de obicei. Sias Oleo Intense. Dar
Eu mi-am amintesc că am luat cu mai puțin de 21 de lei. Cred că am luat cu vreo 15-17 lei de la DM. Și oricum nici măcar nu au culoarea mea. Destul de puține opțiuni. Sau s-au vândut, că văd că e cam gol acolo. Și altceva parcă n-aș avea curaj să încerc. Gata cumpărăturile. Am plecat cu două coșuri pline până la refuz. Am plătit ceva, dar sunt sigură că o să ne ajungă foarte mult timp și una peste alta. Cred că a fost un deal bun. Ideea e că la casă mi-am făcut eu așa un calcul cumva în minte și la casă am plătit mai puțin decât m-am așteptat, ceea ce e bine, că de obicei e invers. Te-a jucat ceva, iubitule? Nu, dragă, când fac, mă, cum se numește la, nu puzzle. Tetris. Tetris, da. Văd cum le pun ca să nu capă. Și la final ne-am dat seama că nu avem în ce să le punem și doamna de la casă, foarte drăguță, a zis că sunt tot felul de cutii pe care le-am putut lua. Și sunt și mai ușor de cărat în casă, așa, cu cutiile. Am ajuns la școală să luăm pe Matei. Și Andrei s-a pus să mănânce. Săracul de el tot timpul așa mănâncă în mașină. Mm-hmm. O chestie care nu arată deloc apetisant, dar aparent e foarte bună la gust. Foarte gustos. Ce ai acolo? Proteine? Proteine cu iaurt proteic și cu fructe de pădure și cu mere. Și ieri am uitat să-mi cumpăr iaurtul ăla de la Lidl. Proteic. Nu, am dat mireau de casă. Și m-am dus până la Carrefour și au ăia. Boa, ce bun. Au de la YoPro, Yo ceva, așa, un iaurțel. Cu banane și peanut butter. Tot proteic, știi? Doamne! Deci e minunat, e minunat iaurtul ăla, mă, că e mult mai scump. De asta dacă e de la Profi, de la Lidl, e 3 lei și ceva, spre 4 lei, ăla e 7, spre 7 lei. Și e mai mică, jumate ca și cantitate. Dar foarte bun. Deci banane și peanut butter și iaurt, combinat cu ce am eu aici, pff, frumos. Poftă mare, dragă. Mulțumesc. Eu mă duc până la Profi să iau ceva de paste. Am poftă de paste. Săracul Andrei mănâncă din astea și eu mă duc acasă să gătesc paste pentru mine și pentru copii. Fiecare cu bătăliile lui. Fiecare cu cum o zice natura. Știi? Dacă arătam și eu ca tine, mâncam și eu paste, paste și cartofi cu brânză tot ziua. Da, așa? Am ajuns acasă și parcă am fost din filmul cu Stan și Bran. Am ajuns acasă cu copii, am mâncat și mai aveam o jumătate de oră până știam că ajunge și Andrei acasă de la sală și zic, hai să mă pun un pic în pat. Asta era în jur de ora 3, ar fi trebuit să ajungă Andrei. Și m-am pus în pat și m-am trezit la 5, am uitat pe geam, am văzut că mașina lui Andrei nu e în fața casei, direct m-a luat panica că am crezut că a pățit ceva, l-am sunat. Primul lucru care te-am întrebat, ce te-am întrebat? Ești bine, puiule? Și zice el, da, îți l-a tuns, că aveam programare la 4:20 și te-a văzut că dormi și te-a lăsat să dormi. Eu care aveam un plan să fac astăzi curățenie, că dacă tot am luat produse de curățenie, cumva mă simțeam motivată și trebuie, chiar trebuie făcută curățenie. Așa că mi-a mai rămas puține ore de lumină, maxim două, dar probabil că o să ne lungim mai pe seară, mai pe târziu, nu? Ce, facem curat? Da. Să sperăm. Dacă tot am dormit la amiază, sau cel puțin eu, tu, da. Să sperăm, am vedere că e vineri. E zi de stat. Păi, dar am fost liberi azi. Am fost liberi azi, ne-am uitat la filme ieri. Da, vedem. Poate dacă facem în doi, ne mișcăm mult mai repede, dragă. Da, așa e. Da. Primul lucru pe care trebuie să-l fac însă, este să fac curățenie, aici unde ținem produsele de curățenie. Am un, nu știu câtă lumină e aici, eu am aprins becul, dar avem, cred că, cel mai orb bec din casă pe holul ăsta. Aici e holul mic. Și avem un dulap, pe mult spus, o etajeră din asta de la Ikea, pe care nu o mai folosim, a fost cândva în camerele copiilor și am ales să o folosim aici pe hol, pe post de depozitare, fix pentru produsele astea de curățenie, lejerii de pat, prosoape, mai punem acolo și atunci mai întâi trebuie să fac curat acolo ca să le pun pe toate la loc.
Am terminat până la urmă de organizat dulapul ăsta. Am făcut curățenie și am făcut și un pic de decluttering, adică am scăpat de toate lucrurile pe care nu le foloseam. Iar la final, după ce am organizat produsele pe care le-am cumpărat ieri și am pus la loc prosoapele, o parte din ele, restul sunt fie în baie, fie la spălat, și lenjeriile de pat, la final am rămas cu două cuburi din astea goale. O să văd ce mai pun aici. Deocamdată vor rămâne așa. Acolo sus avem baxurile de hârtie igienică, foarte importante. Am niște prosoape de bucătărie, detergentul de rufe, balsam și mai luat un veniș din ăsta pe care îl folosesc la prosoape și la lenjeriile de pat albe ca să păstreze culoarea și luminozitatea. Și aici am pus prosele pe care le folosesc zilnic, cele pe care le folosesc ocazional sau parte din refiluri. Aici mai am alte refiluri și aici sunt produsele de îngrijire personală. În principiu am luat șampon, balsam pentru toată lumea. Astea sunt ale mele, acolo sunt ale Maie de la L'Oreal. Andreea Fangero Vital Expert. Am luat și deodorant pentru Maia, pentru mine, pentru Andrei, folosim fiecare deodorante diferite și cam asta. Cam asta e. Sunt foarte mulțumită de cum a ieșit la final. Aici am pus mopurile pe care le-am cumpărat ieri. Nu știu cât ați apucat voi să le vedeți acolo la magazin, dar voiam să vi le arăt așa în detaliu. Nu știu dacă ați folosit genul ăsta de mopuri sau dacă aveți și știți care sunt eficiente. Mie astea îmi par cele mai bune. Eu le folosesc și apoi le spăl la mașină și cred că le am de vreun an pe celelalte și nu s-au stricat încă de tot, adică da, ar mai putea fi folosite, dar am zis să le înlocuim oricum că trebuie înlocuite la ceva timp. Noi ne-am continuat ieri ziua făcând curățenie, ne-a ajutat și Maia. Știu că a zis în nenumărate rânduri că pe Maia nu o punem la treabă. E bine, o punem la treabă, numai că ei nu-i prea place să o filmeze atunci când dă cu aspiratorul. Ieri a spălat geamuri, eu am spălat oglinzile de aici din living, ea a spălat geamurile, am făcut o sesiune de curățenie așa în familie, fiecare cu ce a putut să ajute. Și astăzi o să încheiem vlogul ăsta aici pentru că avem o activitate foarte importantă planificată pentru ziua de azi. Urmează să mergem la Guitar Meeting Timișoara, unde se vor întâlni în jur de 300 de chitariști și vor cânta împreună. Matei participă la evenimentul ăsta împreună cu Begard, cu grupul lui de chitară. Și nu știu dacă o să mai avem timp să mai filmăm ceva astăzi. Pregătiți? 1, 2, 3 și... Înainte să închem, voiam să vă prezint noul membru al familiei. El este, îl cheamă Sonic și e a treia pisică. De fapt, e al treilea pisic, că e un băiețel. Și e foarte ciudat pentru mine să avem un băiețel nou în familie, pentru că câinii, pisicile noastre sunt toate fetițe. Dar e tare drăguț, încă vrea să sugă, îl avem deja de vreo 3 săptămâni, cred, l-a găsit Maia, când s-a dus să-l ia pe Matei de la fotbal într-o zi. L-a găsit împreună cu doi frați de-ai lui într-o plasă legată la gură în spatele unei mașini. Și din fericire n-a venit cu toți trei acasă, că și nebuneam. Doi dintre ei a mărita pe acolo, pe la fotbal, a convins alți copii cu părinții lor să ia acasă și a venit cu el. E tare simpatic și tare jucăuș toată ziua. Miaună de numai... ne mușcă de picioare
nu poți să dormi noaptea de el, că te trebuie să scoți afară din cameră neapărat, pentru că te mușcă de degetele la picioare. Și e de vreo 2-3 săptămâni la noi. L-am hrănit cu lapte praf la început, acum e mare deja. A început să mănânce hrană solidă și ne bucurăm tare mult de el. Nu aveam un plan neapărat a treia pisică, deși s-a mai întâmplat de-a lungul timpului, știți, pe... Poate vă amintiți anul trecut în toamnă. Am găsit una gri când am fost la prietenii noștri la casa lor de vacanță, care a venit acasă și din păcate n-a supraviețuit peste noapte. În primăvară s-a mai aciuat pe aici încă un pisic adult, poate vi-l amintiți, l-am botezat noi Silvestru. Și a plecat, după aia n-a mai venit după vreo 2 săptămâni. Așa că ne-am procopsit cu minunea asta mică, care nu mă lasă nici cum să vorbesc, și o să vă las acum, mergem să ne pregătim de guitar meeting și noi ne revedem desigur în următorul. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!